sub autoritatea instituției prefectului, polițiști, jandarmi, polițiști locali, polițiști de frontieră, lucrători din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterinară, Inspectoratului Teritorial de Muncă și Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului au acționat pentru verificarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă în restaurante, zone aglomerate, dar și mijloace de transport în comun. Astfel, pe raza județului Botoșani au fost organizate 5 acțiuni punctuale, atât în sistem propriu cât și integrat, în cadrul acestora fiind controlate 74 locații de interes și 61 de mijloace de transport public în comun. Echipele de control au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 10.000 de lei. Dintre acestea, 31 de sancțiuni au fost aplicate persoanelor care nu purtau masca de protecție în locurile în care acest lucru este obligatoriu. Polițiștii recomandă cetățenilor să respecte distanțarea socială, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri. Aceste acțiuni vor continua în perioada următoare în toate zonele județului, având ca scop prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.